Bună seara și bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Iată prin ce s-a evidențiat ziua de astăzi în Republica. Prognozele pentru anul viitor nu sunt simple, însă totuși este trasată sarcina de a achita datoriile bugetarelor în 2016. Naștere în condiții confortabile. La Bender a fost deschisă o palată de nașteri cu un confort sporit. Programul prezidențial Prioritate se apropie de sfârșit. În ajun, școala din satul Butor a primit cazanele mult așteptate pentru încălzirea termică. Prognozele pentru anul viitor nu sunt simple, însă totuși este trasată sarcina de a achita datoriile bugetarelor în 2016. Pe etape, sarcina dată trebuie realizată, a declarat prezidentul la ședința cu membrii guvernului. În contul veniturilor statului a fost primit practic cu 1 miliard 300 de milioane de ruble mai puțin decât se planifica. Și situația economică externă nu se îmbunătățește, constatează guvernul. Cu toate acestea, achitările curente a salariilor au loc conform graficului. În afară de aceasta, este stinsă datoria în fața marii părți a pensionarilor și bugetarilor care s-au concediat. La moment s-a format datoria în fața celorlalți bugetari în sumă de 300 de milioane de ruble. Sursele existente sunt insuficiente pentru a achita datoria în anul curent. De aceea, suma a fost inclusă în proiectul bugetului pentru anul viitor și odată cu apariția sursei va fi achitată. Хочу особо отметить, что в первую очередь Vreau îndeoseb să remarc pentru a spulbera oarecare zvonuri că achitările la moment se fac nu din contul veniturilor fiscale, dar din contul împrumuturilor externe pe care le-a făcut Republica. Pentru a asigura achitările pensionarilor în primul rând, sarcina a doua e de a concentra eforturile și a planifica achitările bugetarilor în 2016. Cu toate că prognozele pentru 2016 nu sunt simple, totuși pe etape vom rezolva sarcina. Guvernul a determinat mecanismul achitării pensiilor la începutul anului viitor, în timpul sărbătorilor de iarnă. Aceasta va permite de a evita întreruperea în achitarea banilor pensionarilor, a spus Maia Parnas. De la 4 ianuarie trebuie achitate pensiile conform graficului, iar băncile încep a lucra doar de la 11 ianuarie. Pentru o conlucrare a băncii centrale, băncii de economii și fondului de asigurare socială, este elaborat mecanismul care va permite achitarea pensiilor deja de la 4 ianuarie. Au fost întreprinse măsurile necesare pentru ca achitarea salariilor, pensiilor și stingerea concomitentă a datoriei să nu se răsfrângă asupra cursului rublei nistrene. Luând în considerație faptul dat, conducătorul Ministerului pentru Protecția Socială a informat că toată datoria la pensii se planifică să fie achitată la 22-23 decembrie. Reutilarea și reconstrucția instituțiilor curative, creșterea natalității, micșorarea numărului bolnavilor de tuberculoză. Despre succesele principale obținute în 2015 a vorbit la conferința de presă Tatiana Scripnic. În 2012, prezidentul țării a determinat ocrotirea sănătății drept un domeniu prioritar. De atunci, medicina nistreană a făcut un pas serios înainte. E vorba de reutilarea instituțiilor curative, reparația și reconstrucția lor. În cadrul programului prezidențial Prioritate, în 18 obiecte medicale au fost înlocuite ferestrele, reparat acoperișul și fațada. În cadrul programului Prioritate a fost primită hotărârea de a deschide în orașul Tiraspol policlinica numărul 3, care va fi situată în încăperea fostului spital pentru copii de pe strada Sverdlov. Acum aici sunt întoi lucrările de reconstrucție. Se planifică darea în exploatare în 2016 și a dispensarilor de tuberculoză din orașele Bender și Râmnița. S-a micșorat în anul curent nivelul de molipsire de tuberculoză, la fel de HIV-SIDA, pneumonie. În anul ce s-a scurs, în Republică, au apărut 15 aparate ultrasonore. Au fost renovate secțiile urologie și oftalmologie în Spitalul Clinic Republican, reutilate sălile de naștere. La fel a fost soluționată problema cadrelor. În 2015 noi am realizat practica care prevede angajarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști care au absolvit internatura. Dacă pe timpuri ea avea un conținut de recomandare sau era înfăptuită binevol, apoi acum toți specialiștii care au învățat la buget sunt obligați să lucreze 3 ani în locul unde au fost repartizați de către Comisia Specială.
De mai mulți ani în Republică este trasată sarcina de a crea condiții prielnice pentru medici și pacienți. Șansa de a dezvolta medicina nistreană a apărut pentru prima dată în cei 25 de ani ai Republicii Moldovenești Nistriene. Naștere în condiții confortabile. La Bender a fost deschisă o palată de nașteri cu un confort sporit. Noua încăpere a fost inspectată de ministrul Ocrotirii Sănătății, Tatiana Scripnic. Astfel de palate sunt în Râbnița și Tiraspol. În total, în Republică, până la sfârșitul anului, vor fi deschise 8. Potrivit Tatianei Scripnic, proiectul dat este realizat la inițiativa șefului de stat din contul surselor Fondului Umanitar Nistrean. Esența și ideea acestui proiect constă în îmbunătățirea calității ajutorului medical în direcția maternității și copilăriei. Desigur, noi ne-am străduit să creăm condiții pentru ca în primele clipe de fericire femeia să se simtă bine. Astfel de condiții nu fiecare apartament le are, susțin specialiștii. La moment, acest detaliu este foarte important pentru viitoarea mămică. Anterior, în palatele noastre nu se presupuneau astfel de condiții. Medicina sovietică presupunea că femeia a venit, a născut și pleacă fericită cu bebelușul. Importantă era sănătatea micuțului. Actualmente, oamenii doresc condiții mai confortabile. În palată să fie, de exemplu, telefon, televiziune sau internet. Acestea și multe altele sunt disponibile în palata dată. Ea le este propusă pacienților cu plată. Costul unui astfel de confort formează aproape 200 de ruble în zi. Sursele vor fi direcționate la modernizarea instituțiilor medicale. Faptul că este o astfel de palată în orașul nostru este un salt mare pentru noi, pentru a naște în așa condiții până nu de mult orășenii plecau peste hotare. De la începutul anului în Bender au apărut pe lume 1234 de bebeluși. Programul prezidențial Prioritate se apropie de sfârșit. 116 obiecte sociale au fost reparate, printre ele grădinițe de copii, școli, instituții curative. Programul a prevăzut nu numai schimbarea ferestrelor, reparația acoperișurilor, restaurarea fațadelor, spre exemplu, școala din satul Butor a primit cazanele mult așteptate. Utilajul de încălzire a fost înmânat de către Maia Parnas. Această încăpere are aproape 90 de ani, de aceea școala din satul Butor a fost inclusă în programul Prioritate și iată rezultatul. În școală au fost instalate 60 de ferestre noi. Ferestrele erau într-o stare foarte rea, ele au putrezit. Fațada la fel arăta urât, iar acum este restaurată. Băștinașii remarcă, asemenea reparații în școală n-a fost niciodată. Toți sunt bucuroși de acest cadou, colectivul pedagogic și elevii care învață aici. Când erau geruri mari, elevii învățau îmbrăcați în scurte și căciuli. Clar că acum este cald și bine. Ne este plăcut să venim la școală. Culoarea fațadei este frumoasă. Dispoziția se ridică când vezi școala noastră și îndată îți apare dorința de a studia și a obține succese. Când au început lucrările de reparație în școala dată, am aflat că două din cele patru cazane nu funcționează. Pentru a nu admite că în timpul rece al anului copiii să înghețe, am primit decizia în cadrul programului prezidențial Prioritate de a-i aduce în dar școlii două cazane. Datorită apariției utilajului termic nou, în școală va fi soluționată încă o problemă. În cantina care a fost construită nu demult, vor fi montate câteva calorifere. În programul prezidențial au fost incluse 116 obiecte sociale. Maia Parnas a menționat că în multe din ele deja lucrările de reparație au finisat, în altele se apropie de sfârșit. Majoritatea absolvenților claselor a noua își fac alegerea în favoarea specialităților muncitoare. Tatiana Țivinski, într-un interviu pentru canalul nostru, a vorbit despre totalurile Ministerului Educației pentru anul 2015, cât și despre situația din sfera învățământului. Potrivit dumneaei, aproape 60% din absolvenții claselor a noua își continuă studiile în instituții de învățământ profesional primar și mediu. În ceea ce ține de elevi claselor a 11-a, fiind în clasa 9-a, ei au decis să-și continue studiile în clasa 10-a și circa 78% din ei își continuă studiile în instituțiile superioare de învățământ.
La fel, ministrul interimar al educației s-a referit și la inovațiile de susținere a examenului unic de stat, la standardele de învățământ și la investițiile colosale făcute în anul curent în sfera educației. În Republica au avut loc acțiuni de înverzire și curățire a râului Nistru. Doar pentru înnoirea fâșiei verzi nistrene au fost alocate peste 750.000 de ruble. Despre rezultatele din anul curent în domeniul ecologiei, următorul nostru subiect. Datorită acțiunilor de amploare, sădește-ți copacul tău sau înverzește-ți plaiul, fondul silvic nistrean considerabil s-a îmbogățit. La aceste acțiuni au participat mulți nistreni. Cu ajutorul lor au fost sădiți puieți pe un teritoriu de peste 40 de hectare. Naibolii crupne pasatca prezășla în gorădii Râbnițe. O sădere amplă a avut loc în orașul Râbnița. A fost plantat un masiv care va forma plămânii verzi ai orașului pe un teritoriu de peste 20 de hectare. În alte raioane n-au avut mari schimbări, însă aceasta a reieșit din posibilitățile noastre. În cadrul programului dat au fost înverzite toate orașele și periferiile. Tot în raionul Râbnița, în satul Ulmun, anul acesta a fost lansat un proiect de achitare și instalare a echipamentului special pentru curățirea apelor curgătoare. În cadrul Fondului Ecologic Republican se desfășoară lucrări de curățire a malului râului Nistru de Mâl în orașul Râbnița, care s-a adunat timp de mulți ani. Pentru aceste lucrări a fost investit aproape 1 milion de ruble. De asemenea, a avut loc o curățire a râului Imbender, pe porțiuni unde se afla mult nămol. În această direcție au fost cheltuite practic 500.000 de ruble. Cam atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente ale zilei vor povesti colegii noștri în ediția de seară. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 17 decembrie, se așteaptă timp variabil, fără precipitații. Dimineața, pe alocuri, se va forma ceață. Vântul va sufla din sud-vest cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord -2, -4 grade, ziua 0-2 grade cu semnul plus, în capitală noaptea -1, -3, ziua +1, +3 grade. În următoarele zile, precipitații nu se prevăd, temperatura aerului va crește puțin.